Vă salut, sunt Marius Ușivărul, de la Bărbatul Bunlor, sunt alături de domnul senator Mario Miliopra și de Cătălin Genei, vom spara despre alegerile pentru birou permanent județean al PNL 2. Vă vom întreba pe dumneavoastră, din motor de candidat și program, vă zic, cum vi se par aceste alegeri, cum vi se par organizarea? Organizarea acestui eveniment mi se pare destul de bună. Este evenimentul probabil cel mai important de după alegerile care au avut loc pentru organizația municipală a Consiliului Național Liberal. Momentul organizării este exact ceea ce avem nevoie pentru a începe acțiunile noastre și ceea ce se poate observa cel mai ușor încă în această sală este faptul că e o reprezentare teritorială dintre cele mai bune care le-a avut organizația SNL în 1990 și până acum. În opinia mea este cea mai puternică organizație SNL a tuturor partidelor care se află pe eșichiu politic. Am curajul și am și responsabilitatea acestei afirmații că avem în momentul de față cea mai puternică organizație SNL dintre partidele parlamentare sau neparlamentare. Pentru că sunteți prezent, ați fost prezent și la alegerile din Legreva și la SNL 2 și cum vă simțiți cum ei de aici? Vă aduceți aminte frustrație de vremea noastră și dumneavoastră erați în și sigur că am fost membru al organizației de tineret, fiind membru PNL din 1990 și am fost și președinte al organizației tineret. Sunt vrem de mult apuse din 92 până în 94. Mi-amintesc că erau cu totul și cu totul alte condiții, mobilizarea se făcea mult mai greu, nu existau telefoane mobile ca să vorbim de SMS-uri, internetul era ceva despre care citeam în cărți și felicitările le scriam cu mână. Sunt alte posibilități acum, lucru care ajut, bineînțeles, organizațiile tinere ce trebuie să se mobilizeze foarte rapid și să-și aducă în practică toate inițiativele. Sigur că am acele emoții când intru într-o sală ocupată de tine, când sunt într-un prezidiu al unei ședințe ce are ca scop organizarea tineretului. Este tineretul nostru liberal, este o mândrie să avem. Vom face demersurile necesare în cadrul biroului județean pentru a permite tinerilor să-și desfășoare acțiunea. Vă mulțumim că ați fost senator al nostru ca de fiecare dată.